Trebuiau să se ducă în capitala noastră, chiar se făceau speculații că ieșenii cumva și-au luat capitala înapoi și chiar dacă i-au pierdut foarte mult în 50 de ani și Iașu aproape că era de nerecunoscut, un oraș care n-a mai crescut decât cu vreo 10.000 în populație, în schimb Bucureștiul se mărise de vreo 3 ori, totuși regele a înțeles că capitala României întregite este la București, s-a reîntors în triumf, s-a reîntors cu toate provinciile care veneau spre afluiau spre România Mare, avea deja Basarabia, se pregătea chiar atunci în noiembrie și Bucovina și cu 1 decembrie 1918 și Transilvania. Ori întoarcerea aceasta în triumf cred că poate este cel mai important act al națiunii române și nu întâmplător după 1990 am ales ca sărbătoare data de 1 decembrie, pentru că a fost așa un sumum, un final de luptă și o întoarcere a simbolisticii acestea extraordinare care reprezintă monarhia, unde era locul, adică la Bucureștiul, care a reprezentat și reprezenta locul de unde soarele, cum spunea Slavici, pentru toți românii răsare de la București. Lumea era pur și simplu fericită, nu le venea să creadă. Cu câteva zile înainte plecaseră nemții, orașul era desfigurat. Să știți că 2 ani de ocupație, în sfârșit decembrie 1916 până în decembrie 1918, a însemnat un efort, un chin pentru populația orașului și acum lucrurile se așezau în matca lor foarte repede și foarte frumos și lumea a fost fericită să-l vadă pe suveran alături de Regina Maria și alături de prietenii noștri reprezentați în primul rând prin generalul Berthelot. Și pe urmă, foarte curând s-a mai întâmplat ceva. A venit o delegație de transilvaneni care au anunțat decizia de la Alba Iulia. Și atunci Ionel Brătianu, care redevenise președintele Consiliului de Miniștri, a spus: vă așteptăm de 1000 de ani și sperăm să nu ne mai despărțim niciodată. Și nu ne-am mai despărțit. Au venit cu sufletul total deschis, însă probabil nu și închipuiau că vor fi și asperități. Transilvanienii au venit foarte bucuroși și foarte mândri și au fost și întâmpinați extraordinar de Brăteanu, care că vă așteptam de 1000 de ani, însă se vor vedea că problemele acestea de integrare nu vor fi tocmai ușoare, nici cu Basarabia. Ei veneau cu bună credință și chiar dacă își doreau oarece autonomie, treptat și-au dat seama că nu mai trebuie să pună condiții. A fost încoronat alături de regina lui la Alba Iulia în octombrie ca rege al României Mari. A continuat să colaboreze cu Ionel Brătianu pentru înfăptuirea acestor reforme agrară, electorală și pentru integrarea noilor provincii într-o țară care avea și populație și teritoriu dublate față de vechiul regat. Nu era ușor să integrezi într-o aceeași țară un oraș transilvanean cu populație majoritar maghiară, să spunem, cu un sat din Basarabia, mult mai înapoiat din punct de vedere economic, și cu vechiul regat, cu toate metehnele lui de moștenire orientală turco-otomană. Nu era ușor, dar această elită politică, în frunte cu regele Ferdinand, a reușit foarte bine și iată că România a fost statul cel mai viabil care a apărut în această parte a Europei după primul război mondial. Dacă Iugoslavia și Cehoslovacia, iată, nu mai există, România
s-a consolidat și chiar dacă a pierdut anumite teritorii în urma celui de-al doilea război mondial, e o țară omogenă, e o țară viabilă și avem ocazia să sărbătorim un centenar al României Mari și datorită regelui Ferdinand și reginei Maria. S-a adaptat, a trebuit să facă eforturi și să se smulgă din liniștea aceasta a cabinetului și să se ducă pe front, să vorbească soldaților, să suporte chiar și această încoronare făcută fără jumătate din clasa politică românească. Nu i-a fost tocmai ușor, dar haina aceasta a monarhului, atunci când e dublată de un intelectual mult prea subtil, nu știu dacă în momentele acelea de mare concentrare îl ajută. Îl face să devină pe timidul rege Ferdinand un rege care trebuie să-și intre în rolul său constituțional. În coronarea de la Alba Iulia, ardelenii, țărăniștii, oamenii lui Maniu au refuzat să participe, au spus că este un gest politic al liberalilor. Și pe această vrajbă care a existat până la și după moartea regelui Ferdinand, întâmplată în 1927, pe această vrajbă, totuși, țara trebuia consolidată, trebuiau făcute o serie de lucruri. În România mici mergea foarte bine economic. Era chiar o perlă onestemată, o puteam vedea ca o Elveție. Ori ea a pierdut foarte mult când s-a unificat, pentru că dintr-o dată a trebuit să pompeze foarte mulți bani. De regulă, discursul e că au venit foarte bogate provinciile și că Bucureștiul este cel care s-a îmbogățit pe spinarea lui. Ori nu este deloc adevărat. Muntenia și Moldova, așa cum erau ele unificate sub Carol I, erau deja un teritoriu, o Românie mică, care avea exporturile de 3 ori mai mari decât Bulgaria, Grecia și Serbia la un loc. Eram o țară foarte puternică. Putea să zică foarte bine, nouă nu ne trebuie aceste provincii. Ori faptul că le-am luat și le-am reușit să le omogenizăm într-un interval destul de mic, poate cu excepția Basarabiei, unde și minoritățile erau destul de gălăgioase și permanent cu ochii ațintiți spre URSS, reprezintă pentru noi un foarte mare succes. Și cu toate păcatele ei, clasa politică a reușit foarte repede să integreze provinciile. Omogenizare, această înțelegere a stărilor de spirit din regat cu cele din provinciile istorice proaspăt reintrate, să știți că procesul a durat destul de mult și trebuie să înțelegeți, nu pentru că transilvanenii n-ar fi fost buni români sau basarabenii n-ar fi fost buni români sau bucovinenii, dar în Transilvania, în Bucovina, trăiseră atâția vreme, 1000 de ani, nu, el alți sute de ani, trăiseră în alt sistem statal, cu alte valori, cu o religie care era puțin deosebită de religia dominantă a țării, de religia ortodoxă. Chiar și gesturile obișnuite pe care noi le facem aici erau puțin diferite în Biserica Unită, în Biserica Catolică, Calvină. Administrația era alta, legislația era deosebită. Pentru că România se gândise ca un stat centralizat după model francez și care, chiar dacă a avut dezavantajele lui, totuși nu a permis derapajele acestea separatiste și au reușit să unifice foarte repede. Eu mă gândesc numai Moldova cât de ușor a fost absorbită în neamul mare românesc. Ori și Transilvania și Moldova, după nici 20 de ani, deja reușește să devină o Românie cât de cât omogenă. Și chiar liderii politici ai celor două provincii nu mai emit discursuri separatiste, au doar așa din când în când anumite supărări că nu mai sunt ei la butoane, ci că toate butoanele se află la București. Ori a fost foarte bine că liderii munteni, și aici trebuie să-l vedem pe Brăteanu, ca un unificator adevărat și administrativ, în care nu a prea lăsat prea multe libertăți celor aflați la periferia României Mari, ci le-a spus că dacă vor să fie cu adevărat cetățeni, dorobanțul și Constituția este cea care garantează cel mai bine această Românie Mare și nu neapărat
ce și-au propus ei prin aceste proclamații făcute în adunări care au fost cu reprezentativitate de plină, cum a fost cea de la 1 decembrie, în care s-au propus, s-au făcut și foarte multe promisiuni pe linia aceasta autonomistă. Nucleul acesta al brătienilor a fost foarte ferm în a pune punctul pe ei și a spune da, trăiți în hotarele României mari, dar toți trebuie să deveniți români. Mai încet, mai fiecare după puterile voastre, dar vă integrați aici. Ori s-a reușit acest lucru. Trebuia încoronat regele și regina țării în spațiul întregit, în România Mare, nu? Unde? La Alba Iulia, capitala lui Mihai Viteazu, localitate simbolică unde se realizase prima unire, chiar dacă vremelnică, din 1600.